Bună ziua lume! Astăzi o să fac un tutorial cum să încarci un videoclip, să-l postezi pe YouTube. Intrăm pe YouTube, eu intru pe browser. Fiindcă mi este mai ușor. Și arată exact ca pe calculator. Așa. Aveți un buton aici, încarcă. Este colbasul făcut acum. L-apăsați. Aici este, selectează fișierele pentru încărcare. Apăsați documente și videoclipuri. Eu am ținut recorder. Am un videoclip aici. O să-l postez chiar acum. Punem un nume. Videoclipul este de la seria Cum să faci. Cum să faci? Și acum avem carpet pe apă. Avem episodul 6. Aici sunt etichetele. Ce? Tu oare de ce se tot pune eu ăsta aici? Am scris eu greșit. Minecraft Pocket Edition. Eu mai pun video game industry. Cam atât. Aveți aici la generare de bani. Aici sunt alege tipul de anunțuri pe care vrei să le afișezi. Sunt anunțuri grafice, aici sunt numai pentru desktop. Anunțuri suprapuse la fel, numai pentru desktop și anunțuri video care se pot închide pentru toate dispozitivele. Le-am pe acestea două. Ca să puteți să activați asta, trebuie să activați generarea de bani cu anunțuri. Uite, acum este dezactivat, acum activați. La setări avansate, alegeți categoria. Eu am jocuri video. Sunt mai multe. Educație, film și animație, muzică, oameni și bloguri și mai multe, sport și așa mai departe. Comentariile, permite comentarii, am spus toate. Sortează după cele mai bune comentarii. Utilizatorii pot vedea evaluări pentru acest material video. Bifați. Așa am bifat eu. Licența și calitatea de proprietar asupra drepturilor. Eu am atribuire cu Creative Commons.
Dacă nu aveți pe asta, mai aveți licență YouTube standard. Asta o are orice canal. Pentru sindicare. Aici, cum vreți voi, ori pretutindeni, ori platforme pentru generarea de bani. Uite, de exemplu, eu o să dau acum că, ca să vedeți că se poate bifa. O, aici certificare primi subtitarea nu prea mă interesează. Dacă vreți, spuneți. Opțiuni de subtitare asta numai în caz că ați făcut. Restricții în funcție de vârstă la fel. Numai în caz că vreți. Locația videoclipului la fel, dacă vreți o puneți, nu este obligatorie. Eu de obicei nu o pun. Data înregistrării la fel, eu nu o pun. Strategii pentru videoclip, asta o pun. Eu bifez și videoclipul 3D o bifați numai dacă este 3D. Așa. Cam așa a fost tot. După ce scrie aici procesare terminată, sunt miniaturile. Aici sunt 3 miniaturi random pe care le are. Și voi alegeți una dintre ele. Eu, de exemplu, am miniatura personalizată. Dați la imagini. Îl am la screenshot. Și am asta cu cum se face. Așteptați să se încarce. Să se schimbe poza. Am așteptat puțin. Nu știu, dar mie de obicei mi se întâmplă după ce dau. Acum, uite, apăsați pe publică. Eu de obicei aștept puțin după ce s-a pus imaginea. Pentru că îmi dispare imaginea de la videoclip în câteva secunde după aceea. Și mi-e frică să nu dispară de tot. Vedeți? A dispărut, dar când căutați, intrați pe canal și căutați, nu dispare imaginea de aici. Eu am pățit-o de câteva ori, chiar mi-a dispărut imaginea, dar după ce dacă așteptați puțin înainte să apăsați pe publică, nu se întâmplă. Așa. Acum cât am filmat aminte. Acum ieșim, intrăm pe YouTube. Canalul meu. Vedeți cum să faci? Carpet pe apă, pe 6. De vezi, s-au postat. N-a fost nicio problemă, dacă am așteptat. Sper că a fost de mare folos. Pentru cei ce mă critică treaba voastră, eu mă chinui. Așa că la revedere, bye!